Proiect susținut de Primăria Municipiului București prin Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic, în cadrul programului București Centenar. Biserica Sfântul Anton cel Mare, Curtea Veche, este una dintre puținele mărturii care mai glăsuiesc despre Bucureștiul medieval. Este cea mai veche biserică din capitală. A fost ridicată în anul 1559 de către vodă Mircea Ciobanul și finalizată de fiul său, Petru cel Tânăr, în timpul căruia au fost pictați pereții noului lăcaș. O a doua pictură se realizează în 1715 sub Ștefan Cantacuzino. După incendiul din 1847, care a transformat în scrum jumătate de București, pictura este încă o dată refăcută de către pictorul profesor Constantin Leca. Catapeteasma a fost sculptată de celebrul Babic, ajutat de poleitorul în aur, meșterul Dragomir. La 1847, lângă biserica noastră, era o altă biserică și purta hramul Sfântului Antonie cel Mare. Biserica aceasta, la incendiul din 1847, a ars complet. A fost scoasă din ruine, din jar, intactă, icoana Sfântului Antonie cel Mare, care a devenit o icoană făcătoare de minuni, este căutată de toată lumea. Această icoană a făcut multe minuni asupra tuturor celor care au venit în biserica aceasta. O adevărată bijuterie a artei vechi românești, biserica este în prezent paraclis patriarhal. Aici au pus tâmpla la pământ într-o rugăciune în secolele 16, 17 și 18, toți voievozii țării românești. De curând, biserica a primit un dar de o valoare inestimabilă, părticele din moaștele Sfântului Anton. Mi-am dorit întotdeauna ca în această biserică să aducem niște sfinte moaște. Spun niște sfinte moaște pentru că în scrierile Sfântului Atanasie cel Mare, ucenic al Sfântului Antonie cel Mare, spune că Sfântul Antonie a lăsat legământ ca moaștele lui, trupul lui să fie ascuns. De atunci s-a înțeles că moaștele Sfântului Antonie cel Mare nu ar fi de găsit. Numai că, în timp, Dumnezeu ne-a luminat cerând niște sfinte moaște. Pot să spun că preasfințitul episcop Timotei, episcop vicar patriarhal, ne-a ajutat și ne-a adus un fragment din moaștele Sfântului Miron, episcop de Creta. Și pot să spun că, într-adevăr, s-a făcut o minune și cu Sfântul Miron. Dar odată cu aducerea, cu primirea Sfintelor Moaștele Sfântului Miron, am primit și informația că s-ar părea că există și moaștele Sfântului Antonie cel Mare undeva în Franța, la Grenoble. Și într-adevăr am intensificat cercetările și cu ajutorul părintului profesor Pătuneanu de la Facultatea de Teologie s-a făcut un studiu, s-au făcut cercetări amănunțite și s-a constatat într-adevăr că există moaștele Sfântului Antonie cel Mare. Și anul trecut, spre bucuria noastră, în data de 4 iulie, Sfântul Antonie cel Mare, un fragment al Sfântului Antonie cel Mare, a venit în biserica noastră și stă alături de icoana Sfântului. În curte există un valoros muzeu al colecțiilor de cărți și obiecte bisericești, unde găsim icoane vechi, obiecte de cult, vase liturgice. Perla muzeului este o splendidă icoană reprezentând arătarea celor trei îngeri lui Avram, la stejarul lui Mamri. Proiect susținut de Primăria Municipiului București prin Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic, în cadrul programului București Centenar.